Nu aș lăsa niciodată viața la țară pentru viața la oraș. Acestea sunt cuvintele mai multor săteni întrebați dacă s-ar muta în mediul urban. Motivele pentru care aceștia nu și-ar părăsi niciodată locul natal sunt diverse. O viață mult mai sănătoasă, liniștită, dar și mai ieftină, în detrimentul uneia zgomotoase, poluate, dar și mult mai costisitoare. Între mediul la sat și cel de la oraș, diferențele sunt extrem de mari. Bătrânii nu și-ar părăsi niciodată locul natal. Motivele sunt diverse și numeroase. Sătenii nu ar înlocui niciodată aerul curat cu unul poluat sau ciripitul de păsări și cântatul cocoșului cu zgomotul produs de motoarele mașinilor. Dar dumneavoastră ați renunța la sat și v-ați muta la oraș? Nu! Niciodată nu renunț! Niciodată! Pe noi muri! Știi de ce? Ai văzut barza aia că vine la cuib, pleacă primăvara și toamna vine iar? Pentru că e învățată la cuib, așa și noi, mamă. De la pătuțul nostru nu plecăm, copilul meu. Că n-avem cum, ne pare rău. Ne pare rău. Dumneavoastră ați renunța la sat pentru oraș? N-aș renunța, mă cheamă fetele la Timișoara, dar nu mă duc, că nu-mi place să urc la etajul 4, nu-mi convine. Sunt învățat aici la mine. De asemenea, tentațiile mediului urban îi face pe cei de la sate să stea departe de agitația din oraș. Pe lângă faptul că agricultura este activitatea lor, iar pământul cu care se mândresc este unul roditor, le aduce țăranilor mâncarea direct din propria gospodărie. De asemenea, mulți spun că viața la oraș este mult mai scumpă decât la sate. Casa părintească nu se lasă niciodată. Acesta este un alt clișeu după care mulți localnici din satele mehedințene se ghidează atunci când sunt întrebați dacă s-ar muta la oraș. Mândri de locul natal, sătenii nici nu vor să audă de marile orașe.